Jandarmeria română sărbătorește în aceste zile 166 de ani de la înființare. Cu această ocazie au fost organizate mai multe manifestări, o parte dintre ele fiind destinate publicului larg. Am organizat astăzi în spațiul public o serie de puncte de contact și informare cu cetățenii, standuri de prezentare a tehnicii și materialelor din dotare, ateliere interactive. Avem un stand în care prezentăm autospecialele de intervenție, un atelier interactiv de arte marțiale unde copiii se pot antrena cu instructori sportivi jandarmi. Avem standuri în care prezentăm materialele folosite în misiunile de restabilire a ordinii publice, de asigurare a ordinii publice, cele antiteroriste. Prezentăm câinii de serviciu care sunt parteneri de nădejde ai jandarmilor în misiunile specifice, un nou număr al revistei editate de inspectorat și materiale informative. Seria de manifestări s-a încheiat cu mai multe ateliere interactive organizate pe platou din fața prefecturii Olt. Cei mai încântați de demonstrațiile jandarmilor s-au dovedit a fi copii. Ei au avut ocazia chiar să ia primele lecții de arte marțiale, dar și să încerce unele dispozitive prezentate. Ce vrei să te faci când vei fi mare? O să vreau să mă fac pompier. Cum ți se pare? Frumos! Ți se pare interesantă meseria de jandarm? Da. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Încă nu știu. Ziua Jandarmeriei Române se sărbătorește în fiecare an pe 3 aprilie, dată la care, în 1850, Grigore Alexandru Ghica, domnul Moldovei, a semnat actul de înființare a jandarmeriei, pe care a numit-o Divanul Obștesc.